Bună seara la toată lumea! Bun! Vă salut, dragilor! Bună seara din nou! Toată lumea prezentă, haideți că avem în seara asta din nou o seară în care vom explora. Seara bună, seara bună, seara bună la toată lumea. Irina, bună, vă pup. Patrick, am venit într-o locație unde am mai fost. Am ales ca să vin din nou în locul acesta. Am intrat live acum să vă anunț și să avem o seară în care să explorăm. Lună plină. Am văzut Elena. Chiar la asta m-am uitat când am pornit de acasă. E lună plină și... sperăm că trecem cu bine peste seara asta. Black Soul, bună ziua, oameni frumoși, bună seara. Că nici nu mai știu deja în ce zi suntem, în ce anotimp, nu mai țin minte nimic deja, debusolat. Bun, haideți că vă spun unde suntem. Ideea e care se întrerupe. Da, posibil să se întrerupă puțin până ies afară în mașină. Am rugămintea la voi să distribuiți cât mai multe persoane și după care să-i dăm drumul, să vă explic unde suntem și să pornim. Da, scrieți-mi pentru Discord, vă rog frumos, Adina, te pup. Scrieți-mi, vă rog frumos, pentru Discord, pentru link, scrieți-mi pe Instagram și am să vă dau acolo link-ul. Răducu, Lilus, mulțumim frumos! N-ai avut cum să știi, pentru că nu știam că vin. Sincer, eu nu, astăzi chiar n-am vrut să plec niciunde, am vrut să stau acasă. Dar nu știu, am zis că totuși mă pornesc și facem un live. Te salut din Bistrița, Năsău, DJ Coco, te salutăm. Vă pup, salutare Ioanu, Valentina, mulțumim frumos la toată lumea. Sebastianu, prezent și el cu noi, Alina, Cristina. Eli, bună seara! Cu cine mai încânt astăzi? Cu o locație în care am mai fost. Multă lume a cerut ca să vin în locul ăsta. Sincer, am fost un pic așa. Marcele, mulțumim pentru abonare, Marcelino. Follow și la Marcelul nostru. Te pupăm! Multă lume a ținut ca să vin în locul ăsta, deși, sincer, nu am fost atras, în sensul că au fost niște întâmplări în casa asta și nu am mai vrut să mai vin aici. Dar cu toate astea am ales ca să vin și să mai facem o dată un live aici. Dragilor, casa asta unde sunt acum, de ce nu am insistat pe ea? Ținând cont că e la o răscruce de drum și anumite lucruri care s-au întâmplat aici legate cu păpușa. Acum știți unde suntem. Dragilor, mă aflu la casa cu păpușa. Unde am mai fost odată, multe nu-s de spus, decât să analizăm. Care mai spamați? Vă rog frumos, mut la Andreea. Aici, pe live, la mine se vorbește de Plipli nouă, nu de altcineva. Nu vă place? Eject. Plecați la alții pe live. Ioane, mersi! Cosmine, salutare! Uite și Cosminu e aici. Vreau să vă salut pe toți care sunteți. Mica, Ana Maria, mulțumim frumos! Vă pup toți care sunteți aici cu susținere, vă mulțumesc mult! Nu uitați tot ce se face pe TikTok să investesc în alte locații și vă mulțumesc din suflet. Black Soul, Iulia. Alexandra, bună seara! Încerc să vă cuprind pe toți, e greu că vin mesajele foarte, foarte rapid. Adelina, Black Soul, Marcel, Ioanu, vă pup!
Bun, haideți, cât e ceasul? E 16 și 16 minute, așteptăm, mai așteptăm un pic, mai așteptăm 5 minute după care intrăm înăuntru. Am rugămintea foarte, foarte multe tap-tapuri și distribuiri pentru ca să anunțăm și restul lumii, pentru că a fost așa de pe un minut pe altul faptul că am venit aici. A fost spontan. Mă auziți acum? Deci nu pot să cred. Deci, m-a aruncat de pe live afară. Vă vine să credeți, m-a aruncat de pe live afară, mă. De pe live afară m-a aruncat. Avem 5-6 de mii de aprecieri. Hai că ies afară. Bun. Gata. Haideți să punem și lanterna. O să pun lanterna ca să vedeți unde e. Dăm așa un pic de... Bun, dragilor. Mai țineți minte locul ăsta. Uitați-vă un pic luna plină. Salutare, Alexandru, Nico, mersi. Da, câini, am auzit, agitație deja. Ani, te pup, mersi. Da, mă, dragilor, hai să vă mai explic o dată care e treaba cu casa asta. Am mai fost aici. Tot la cererea voastră am venit din nou aici. Nu am vrut să vin, dar vă explic. Casa asta, în casa s-o trăi mai multe generații. Bun, o să trec direct la subiect ca să înțelegeți. Bianca, mersi. În casa asta, majoritatea proprietarilor, aproape toți care au stat în locul ăsta, finalul a fost al unor bătrâni care au locuit aici în casa asta. Cei care au locuit aici tot timpul spuneau și scoteau în evidență faptul că se auzeau tot felul de lucruri de sub pământ, de sub pământul casei. Niște lucruri foarte interesante, bătrânii care au locuit aici au și decedat. Casa e, am înțeles, din 1940, dacă nu greșesc, da. Aici ar fi fost o doamnă undeva la 32 de ani, am înțeles. Doamna respectivă care trăia în anii 1980, o decedat. Am înțeles că ea s-o ocupa cu anumite vrăjitorii. Eu când a venit prima dată la casa asta, vreau să vă zic o chestie, am găsit în casa asta o păpușă. Păpușa, din câte știu eu, are legătură cu vrăjitoria și părerea mea, nu știu de ce tind să cred asta, că aici cel puțin mai umblă cineva sau există cineva care se ocupă cu așa ceva. E exact locul în care am fost. Hai să vă arăt un pic și pe partea asta aici. Ascultați un pic, știți ce mi se pare un pic la început ciudat? S-au făcut broaștele. Nu știu dacă știți ce legătură au broaștele cu... Auzit? Deci mă jur că nu am vrut să vin în locul ăsta. Da, e vorba de farmece. Aici vorbim de farmece, vorbim de cu totul altceva. Bun, eu zic părerea mea să intrăm înăuntru, distribuiri și haideți. O să încerc să nu vorbesc prea mult. Chat-ul e pentru toată lumea. Adina, pupici, Adina, mulțumim frumos, Adina, te pupăm. Bun, hai să intrăm înăuntru. Doamne ajută și sperăm să nu avem evenimente neplăcute. Totul vechi. E o casă părăsită, practic. Nu stă absolut nimeni în casa asta. Mamă, ce groază mi-e de locul ăsta.
știu, închid ușa, ce fac? Dracu să le iei. O, Doamne, mamă. Iuzăr, marș afară. Marș afară. Da, exact așa cum am lăsat locul ăsta. E urât, îți dai seama, e veche. Uitați-vă cum arată de aici. Dacă mă pun aici la maxim în capăt. Auziți? Lasă un pic. Aici e păpușa, uite-o. Uite-o tot aici.
am văzut, am văzut. Liniște. Să lasă așa. Dar să se vede. O să lasă așa live.
Avere acolo. Da, nu știu. Da, o văd, Maria. Și da, ceva nu e în regulă. Bă, oameni, bă, nu e vorba că... Nu știu cum să vă explic. Grinda aici, e grinda, uite aici e podul. Dar în pod n-ai cum să urci. Ăsta tot e, ăsta tot se rupe. Sticle aici, sunt sticle pe jos. Uite aici, pe partea asta. Oameni buni, nu știu dacă mai pot sta aici. Nu știu.
Oameni buni. Nu prea mai vorbesc, nu știu. Nu știu ce să zic. Da, exact. Da, simt mirosul ăla, da. Oare cum să-l pun din poziția asta? Da. Hai că mai las un pic aici către păpușă, aici mai trebuie zona asta. Sus pe grindă. Unde sus pe grindă? Aici. Miroase. De sus, deasupra păpușă. De aia unde? Că-s aici la grindă. Unde anume? Lângă păpușă sus.
Chiar n-am văzut nimic în partea asta aici. Uite, chiar aici e sus, ia. Partea asta n-a nimic. Da, sunt foarte multe case, categoric, că sunt foarte multe case. Ce aici nimic. Mă uit aici, de 10 ori m-am uitat. E cineva aici? E sinistru, rău. Păpușa s-a mișcat. Nu s-a mișcat de el. N-are cum să se micum. Că aici am fost. S-a mutat păpușa. Păi dar eram în picioare. Cum mama naibii să se miște? N-are cum să se miște. O, că devin deja agitat. Nu. No.
mașina plină. Filmează de afară, de la geamul camerei. Acum. Nu mai rezist aici. E cineva aici? E cineva aici? Ce sinistru e. Cum naiba să apară?
prea liniște. E prea mult prea liniște. Deci, oameni buni, ce simt în locul ăsta acum? Efectiv, nu pot să vorbesc. Deci, spaimă. Mereu, într-una mă uit, în stânga, în dreapta, în stânga, în dreapta. Nu știu, așa un iz. Un iz puternic. Da. Și un miros. Parcă miros a sulf. Băi termale, pui mea apă de aia așa. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să fac. Am bătut atâta drum. Și parcă nu mai am putere ca să stau în locul ăsta. De ce oare? Ești pe fix. Hai să lăsăm pe păpușul o pichiară. Asta e pe partea asta. Aici mă interesează cel mai mult. Zona asta.
Daniela. Mersi, Daniela. O să intru un pic și pe partea asta aici. Lanternă de la până. Îți trimit în privat dacă vrei. Nicoleta Georgiana. Ideea e că eu nu le dau satisfacție, mi se rupe mie ce comentează X și Y. Care cui place sau s-o vadă anumite locuri, e binevenit. Care nu? Scroll, tată, că mai au și alții. Așa că calmați-vă, fiți relaxați. Că aș putea să stau și eu în pat să dorm. Are pod, Valentina are pod, uite aici. Dar nu pot să intre, uite, tot e rupt. E vai de mama lui. E casă veche, mă, oameni bune, asta e... Asta ce mai probabil e de dărâmat, numai... Uite, e tot un paragin aici. Și partea asta aici, și în partea asta. Aici văd că o intra și apa, din câte văd eu. Are infiltrație aici, pe partea asta. E putre de tot. Bă, frizerule, ai dreptate, tată. Nu vreau să-mi dau drumul la gură, că dacă îmi dau drumul la gură, să ferească Dumnezeu. Nu mai începeți cu căcate și cu rahaturi de alea bani și nebani. Când m-ați văzut pe mine, oameni buni, să vă cer bani, dați-mi că mă duc la mama dracului în expediție și să explorez. V-am spus vreodată așa ceva? Niciodată.
Aici nu-i vorba de așa ceva. Normal, sunt cheltuieli, normal că cheltui și mă duc drumuri, alea. Și v-am spus clar de la început, nu am pretenția lumea de aia ca să intre aici. Toți cei care au dorința și bunăvoința, normal, asta e o chestie care are posibilitate. Normal că banii aia vor fi îndreptați în drumuri și în expediții. Dar pe mine nu mă vedeți în topul și în mama dracului. Așa că nu mă încetați cu banii și cu căcaturile astea. Eu sunt aici ca să mă uit, să analizez, pentru că mi se pare o locație foarte, foarte interesantă. Cel puțin ce s-a întâmplat atunci, eu am rămas șocat. Chestia asta cu păpușa, aici are legătură cu ceva anume, pentru că nu are cum. Aici e vorba de vrăjitorie și bag mâna în foc pentru chestia asta. Pentru că nu are cum, mă scuzați că vă spun, numai o chestie, vă spun o chestie, cum naiba, într-o casă de genul, intri și ai o păpușă. Și asta a fost de la început. La prima casă la care am fost, a fost un cățeluș cu niște ace. Deci, ca să urmărești firul live-ului, trebuie să fii de la început ca să vezi ce se întâmplă și de ce ne aflăm noi în locurile astea. Despre asta e vorba. Categoric, Sali, categoric. Păi, da, Sorina, sunt niște lucruri care nu le înțeleg. E normal ca eu să-mi pun întrebare și să vin la ora asta, am și o familie, am copii, la ora 12, eu-s plecat, voi așa după ideea voastră, credeți că eu-s nebun să vin să mă uit la o chestie de asta pentru ce? Explicați-mi, pentru ce? Dacă nu mi-ar plăcea și nu aș vrea să descopăr și anumite lucruri, normal că trebuie să existe și oameni de genul, bă, experiență în experiență, vii, îți dai interesul, asta ar trebui apreciat. Nu neapărat să credeți că aici ai show și nu știu ce, nu e vorba de show. Și nu vă lăsați influențați de anumite persoane care, vedeți, încearcă tot felul de lucruri. Pentru că pe mine nu poate nimeni să mă înjosească, pentru că caracterul meu vorbește de la sine, înțelegeți? Și faptul ce fac eu aici, asta dă dovadă de un om cu bun simț, civilizat, care pe mine nu m-ați auzit să mă compromit cu niște copii sau așa mai departe, care înjură. Un om serios care vrea să facă o treabă de genul și vrea să exploreze chestia asta, nu se oprește niște comentarii urâte. Nu prea am obiceiul să vorbesc așa, dar trebuie explicate și lucrurile astea. Hai să mai las un pic și pe partea asta. Nu știu, oameni buni, aici trebuie stat. Trebuie stai să vezi, pentru că voi aveți impresia... Vă aveți impresia, dacă tu nu vii într-un loc de genul și nu stau și mă uit, atunci cum poți să vezi anumite lucruri? Și mulți nu înțeleg și nu o să înțeleagă niciodată copiii și oamenii care purtați de vânturi, influențați. Ca să faci o chestie de genul și ce s-a întâmplat în casa asta cu păpușa și anumite lucruri, fac parte mai mult de paranormal. Aici vorbim despre vrăjitorie, vorbim de alte chestii. Nu sunt adeptul, sunt credincios, dar faptul că vreau să văd până unde duc chestiile astea, și sunt niște chestii din viața mea de acum 7 ani care pe mine m-au afectat, mulți nu văd partea asta. Înțelegeți? E simplu să vii pe TikTok și să zici, băi, plipli nouă, nu știu ce. Poate să se pună toți ăștia cu paranormalul contra mea. Eu sunt plipli nouă, care mă îndrăgiți, sunteți bineveniți, care nu, dragilor, puteți să mergeți pe alte live-uri. Haideți un pic, vreau să stăm aici, facem un pic de liniște și să vedem ce se întâmplă. Pentru că mie mi se pare foarte, foarte interesantă zona asta și casa asta în sine. Aici, părerea mea personală, o trăit anumite generații de oameni, cel puțin o generație, o trăit care au avut contact cu anumite lucruri care nu au treabă cu normalitatea.
mulțumesc, Ani, mulțumesc, Loredana, mulțumesc. Dați un follow vreo și la cei din top, la Daniela, din Ani, Ani, vă mulțumesc, Ioane, Lăcri. Păi stau și încerc eu cu mintea asta să-mi dau seama fracțiunile de secunde, fracțiunea de secundă în care există acel ceva, bă, oameni buni, există o fracțiune de secundă în care ceva se întâmplă. Aici apare chestia care nu o putem percepe pe fracțiune de secundă. Și nu înțeleg de unde, din care parte, ce anume. Asta aici, dar n-are cum. Pentru că tot timpul scoc ochii în patru. Și aici, și aici, și pe partea asta. Las și telefonul. Nu știu cum să vă explic. E ceva greu să înțelegi așa ceva, poate în fața unui calculator sau telefon, ca să înțelegi chestia asta. Cum să vă explic? Eu mă duc, uitați, mă duc pe partea asta, mă duc tot drept. Fracțiune de secundă, dar la milisecundă parcă ceva... Ceva se întâmplă și o simți chestia asta. De multe ori, chiar dacă nu o văd, și asta o văd eu acum, o trăiesc pe pielea mea, exact în locul ăsta. Și nu înțeleg unde-i firul ăla care îl căutăm cu toți. Asta nu înțeleg. Pentru că încerc să fac legătura dintre fiecare lucru mărunt, încerc să văd dacă subconștientul joacă feste, dacă e în imaginația mea, dar nu e în imaginația mea, pentru că totul pornește de la chestia asta de aici. Și așa a fost și data trecută, pentru că nu are cum o banalitate de asta să caute aici într-o casă. Eu zic că un om bolnav psihic pune o chestie de genul aici. Și de-aia prefer să stau, să mă duc în fiecare loc, în fiecare cameră, să văd. Bun, vreau să o las un pic aici, pe partea asta. Stai așa. Pe camera asta aici n-am lăsat-o. Hai să lăsăm așa un pic. Vai! Ați auzit? Mama!